Sorescu și Alexandru Ciucu vor să fie pregătiți din toate punctele de vedere pentru momentul în care fiica lor se va naște, pentru că momentul ăla se apropie. Așa că au fost la lecții, ca să ia lecții de la specialiști. Cum s-au descurcat? Vedem chiar acum. Aștept să trecem și la următorul bebe. Nici nu a venit pe lume fetița lor că Alexandru Ciucu și Alina Sorescu se gândesc deja la un alt copil. Mamma mia, ce mi-aș dori un băiat. Împlinesc această dorință. Dar până atunci, Alina și soțul ei se pregătesc serios pentru cel mai important rol din viața lor, cel de părinți. Cu mâna pe aici. Da. Ești ține mânuțele, nu? Da. Așa. Și apoi, așa. Exact. Și mâna așa. Trebuie să fac și eu? Să-mi iau avânt. Păi treabă serioasă. Deci cum băgăm mâna așa, frumos. Uh-huh. Uite așa, știi, uite, pac, e capul așa. Și-l duce aici așa. Și ridici cu totul când ridici, nu? Asta e ideea. Tati, acum învață cum se schimbă un scutec. Vezi, acum este momentul în care, dacă ești prea îndemânatic, o să faci lucrul ăsta mai des. Dacă ești mai stângaci, o să-l faci mai rar. Cât mai departe de bebe. Cât mai departe de bebe. Tati, a înțeles mai bine. Deci ștergem ce e de șters, după care cu grijă împachetăm. Uite, vezi? Uite, facem așa. Hai că împreună reușim. Mămica a reușit să fure o promisiune de la Alex. Cu schimbatul scutecului, cu băița, o să mă ajut? Absolut. Sunt